Salutare chat și bine ați la un episod în care îmi ajustez volumul pe video, că sunt un amator nesăbuit și da, jucăm Harona. Cel puțin o să stăm, să așteptăm vreo jumătate de oră împreună până să jucăm cu Harona. Mă rog, o să pun pe pauză, da, să prindeți o idee. Altă ori de idei, na, uitați câtă lume joacă. Deci, da, hai să ne mutăm pe arcade. Wow, la fel de mulți joacă. E bine, e ce trebuie, mi-e rău. Bun. Wow, i-or băga băieți. A, și... Wave. Vezi că avem o mică problemă. Are și heuri și APCBC-uri. Are de toate pe tonuri. Ziceai că nu. Țapă. Pe bune, mă las acolo. Bun, îmi pregătesc să mă umilesc. Aoleu, ăla-i fuso. Băieți, ăla-i fuso. Bier. Paru, Haruna. O, oh, da. M-ați mai liniștit, sunt numai 4 tunuri mari care trag spre mine, maxim. 4 turele, nu 6. A trebuit să-mi pun controlele să setez distanța. Eu manual. Chiar și acum când joc arcade, da, da. Cred că merg B. Da, cel mai bine. Bun. Trebuie să lăsăm tunurile în stângă. Și să continuăm să înaintăm cu 47 km la oră. 20 de noduri. 22, 23 cât e. Cât era, mă? Nu mai știu cât e un nod. Am țintit pe cineva și am luat transmisia. Și copil a retardat un us. Copil, mă rog. Eu încă copilăresc, ok? A, o picat unul. Mă, alea tu stârpile date de noi, da? Da, bun. Uite, Helena, la puterea 2. Băieți, poate nu faceți treabă. O navă foarte bună. Pe care japonezii au fost foarte frustrați în al doilea război. Chiar după ce s-au scufundat, gen. Mă rog, nu s-au scufundat complet. Gen capsized, s-a răsturnat cu sus în jos, practic. Mă rog, s-a și scufundat, dar gen, na. O plutit cu sus în jos și gen soldații au putut să stea pe ea până ar venit restul navelor aliate să îi scoată din ele. Dacă mă înșel, cred că așa era. Dacă nu, pare rău, băieți. Vă dau misinformation. Un aliat aproape de mini care are nevoie de reparație. Da, vezi, nu pot să și-l ajut pe ăla de la un kilometru. Hai să-l lovim pe ăsta cu light cruiser-ul. Hai un 1.50. Sau pe acolo. Da, trebuia și mai jos. Și îndrept cu el. Zic și eu. Măcar tunurile secundare le trag, dar nu cred că au ranges. Ce de mare, a? Nu cred. Ia, nimerează ceva. Am nimerit ceva, băie. Bă, ăsta e ăla pe care l-am mai nimerit o tură, săracul. Cred că și-a trigger maxim. Oh,
Hai să spamăm tunurile. Da, alea mari pică. A, uite-le, acum pică. Țintă. Ăla e. Eu-s fericit. Dacă bau. Mă apucă. Bun. Bă, că pierdem din viteză, grav, băiatul meu. Bună, mă, că se scufundă, hai să ne focusăm aici pe ăsta. Scharnhorst. A, bă, puiule, hai să o dăm parte în parte. Cred că am tras prea jos. Da, prea jos. Nu, nu-l nimeresc, pică în fața lui. Sau? Da. Ba nu, pica după el. Ba, eu sper să nu iau foc, că n-am stingătoare, în rest. Ne dau cu ei cât vor. Mersi, micuma. I love you. Mult ditat. Ai voilu. A, bravo, frate, l-ai nimerit cu torpile. Dar ești un prostan, că mi-ai blocat calea. Altă Scharnhorst. Frate. Bă, ce ciudă mică îmi blochează ăștia așa aiurea calea. A, prea în stânga, așa-i? Da, prea în stânga. Bă, cât îl mai repar pe ăsta? Să mă bată mama, că nu pot să fac manevrele pe aici. Trebuie să-mi dau cu șarpa asta. Cred că cel mai bine e așa. Hai. Doar citurile alea nenorocite. Care încă încarcă. Ia, unde nimeresc? La mijloc, așa e? Da. Trebuia mai în față să-i nimeresc la turelă, la munition. A, bă, că n-a fost să fie. Ăsta s-a scufundat de lângă mine. Da, s-a scufundat, așa e. Hai. Pune turnurile pe poziție până să vină torpila la mine, vă rog. Da, și aici am pușcă la concrete, așa e? Da, mi-a pușcat la concrete. Bă, rezistă surprinzător de bine, dar nu înțeleg de ce ori vin torpile inamice din partea aia, dacă mă întrebați pe mine. Mamă, ce sacadează barca. Cum adică live în 33 secunde, bă? Alo? Lovește-te de ceva. Nu-mi fă din astea. Ce fani când se suprapun astea. 19 secunde. Bă, frate. Hai, nu mă lăsa. Mă zic o fundă, așa? Da, o să se scufunde. Mersi, Gaijin. Mulțumim, Gaijin. Oh, da. Ai încă o fisă. Am zis încă o fisă. Place că e nemici ori coptura toate punctele. Nu pot să înțeleg, bă, frate, veni încolo dinspre spawnul nostru. Cum pui mei? Nu eram aici, dincolo a venit. Cum? Fost o barcă mică, n-am văzut-o eu. Refuz să cred că s-a întâmplat asta. Da, hai să ne batem cu Scharnhorst-ul. Mai bine. Cel mai bine. Hai. O să pice la turela din spate, așa e.
Pe acolo. Da. Nu, țăra mai jos dacă puteam. Hai, întoarce tună, hai, hai, hai. Mișcă, n-aș pasai stop. Nu pot să vă mint. Dar mi-e ciudă pe faza aia de adineori. Nici m-am uitat că n-am țintit. Da, am tras cu tunurile principale. Oh, idiot. Nu-i nimic. Țintim mai bine acum. Ia unde pică? Naturele din față, așa e? Da. Dar văd că nu le văcu nimic. Dacă nu-mi iau APCR-urile, APCBC-urile degeaba. Cu alea făceam treaba, îl penetram. Bine, nu mă interesează așa mult să-i penetrez turelele. Adică, cel mai important e... magaziile de muniție să-i le detonez. Văd că și-o dă cu mine Sharhorst-ul, a? S-o dai cu mine, țărane? Da, mă, și-o dă cu mine. Dar nu mi-a zis ce m-a omorât adineori. Helena. Exact, cum a ajuns-o Helena inamic acolo ca să-mi dea torpilele? Aia nu pot să procesez. Hai. Hai, da. Mai în față trebuia. Acolo, pe gal cu zero. Îi bag tunurile din spate spre el. Ah, cred că am tras peste țără. Așa-i? Sau nu? A, nu, ba. Bă, țură peste a fost. Hai că vine acum încă o tură de proiectile ca lumea. Și discutăm altfel. Hai. Și mai în față. Iar îmi vin două torpile spre mine. Nebunesc. Le văd venind. N-am ce să le fac. Aștept să trag tunurile astea alte și iau viraj dreapta maxim. Da. Armura încă se ține pe mine. Da, vine și asta altă torpilă spre mine. Voi fi o balenă în apă, dar măcar mai mere să mă ferez de o torpilă una alta. Doamne, de ce prost trag. Văd că o turelă mă încarcă mai repede, una mai lent. Nici nu contează. Ai Sharhorst. O, frate, nebunesc cu Sharhorst-ul ăsta. Mi-am luat foc și eu n-am stingătoarea. Yay. Asta iau din plin. Asta iau din plin. Parcă nu a dat așa mult damage pe cât mă așteptam. Se putea și mai rău, dar nu mai am echipaj acuși. Hai, hai de stunuri, puneți-vă pe fleb. Mamă, că asta e o pușcată în față lângă tun. Deci acum nu vreți să-l scufundăm. Iar îmi face faza aia că se scufundă. Fii-mi iar scârbă. Și nu mă ajută nimeni. Altă torpilă.
Altă torpilă. O lovit. Hai că mă mai repar în ritmul ăsta. Ei, uite un cadavru de data trecută. Ăla-i. Nu mai contează. M-a omorât altul. În fine. Mi-a dat target destroy. Wow. Luăm U-Body sau bomberul? Hai că luăm bomberul. Ai, ce mi-a dat aici? Nu mai contează, că oricum e meciul gata imediat. But still. Bă, se controlează destul de greu pentru un arcade, sincer să vă zic. Asta e G5-ul. G5-ul știu că e jucat mai mult decât G8-ul. Oricum e gata meciul. Pierdut. Cu două chileanuri și... da. Dar măcar am făcut. Și eu ceva. Cât a luat cu 4. Am vedere că aproape jumătate de echipă a fost boți. Da. Nu mai contează. Hai bă, frate, I mean... AU și BO puteau fi capturate lejer. Asta e chat. Mi-a luat și o înfrângere urâtă. A, se mai întâmplă și la case mai mari. Bun, de asta văd episodul. Eu am fost Deiu, ca de fiecare dată, știți povestea. Pe data viitoare. Bye bye.